Existența mea.
cerurile sale, să nu o lumineze cu har iubirea sa. Aline, durerea-n reci zvoare ce curg în îndurări. Cu tine e pastorul ce poate să-ți aline, durerea-n reci zvoare ce curg în îndurări. Ce curg, ce curg.
Genunchiat cu fața-n palme, cu sufletul îndurerat, regret cu lacrimi ziua-n care pe căi străine am plecat. Când greu orbit de neștiință, trecând al răului hotar, am transformat într-o ruină al rugăciunii sfânt altar. Atunci splendoarea părtășiei și focul dragostei s-a stins în locul care prin credință întotdeauna am învins. A venit ploaia necredinței într-un adevărat șuvoi, acoperind pietrele sfinte cu al păcatului noroi. O Tată Sfânt, te rog, ascultă durerea unui fiu pierdut și dă-mi din nou puterea sfântă și dragostea de la început. Primește-mă în legământul făgăduinței cum am fost, căci fără tine, Doamne, viața în lume n-are niciun rost. Voi ridica din nou altarul pierdut cândva pe același loc, iar tu să-mi pui, ceresc părinte, pe altar al dragostei sfânt foc. Și prima jertfă închinată ție puternic Dumnezeu, pe altarul sfânt al rugăciunii în umilință voi fi. Stârpește răutatea din inima mea zi de zi și umple-mă de îngăduință pe frații mei să-i pot iubi cu mâini curate totdeauna, să mă pot ție închina și orice când vorbă sau faptă să fie doar spre slava ta. Nu vreau să mai domnească în mine euul meu vechi și păcătos, căci domn pe veci al vieții mele de astăzi este doar Hristos. Voința mea chiar de-ar ajunge cenușă spulberată-n vânt, în mintea mea va fi stăpână puterea Duhului tău sfânt. Eu nu mă mai depart vreodată de-al rugăciunii sfânt altar, căci doar aici, rod al credinței, se-mpart comori cerești de har. Un tată bun din cer trimite în dar răspuns la rugăciuni și-n voia lui și-arată slava, vorbind prin semne și minuni. Eu i-am simțit apropierea când prin credință mi-a iertat trecutul meu plin de păcate și trupul meu
aș putea să uit iubirea celui mai mare Dumnezeu, ce cândva sus pe lemnul crucii și-a dat viața în locul meu. Eu i-am simțit apropierea când prin credință mi-a iertat trecutul meu plin de păcate și trupul mi l-a vindecat. Cum aș putea să uit iubirea celui mai mare Dumnezeu, ce cândva sus pe lemnul crucii și-a dat viața în locul meu.
spre cruce. Mă ajută să pot duce. Spin de sânge grei plătind talanții mei, apăsa pe fruntea ta. Iar în zori într-o grădină, îngeri aur plini de lumină, vestea lumii dând cu al gloriei veșmânt, am via, al slavei Domn. Tu ești raza vieții, cer în sar din nori, ești luceafărul din zori, din zori. Mi-ai aprins în suflet tainice comori, trezește-ți piciorul străine când vii în cortul întâlnirii. Aici este poarta Dumnezeului viu, cetatea nemuririi. Aici este poarta cerurilor, e calea ce duce în sus. Aici este regele regilor, aici domnește Iisus. Aici
este poarta cerurilor, e calea ce duce în sus. Aici este regele regilor, aici domnește Iisus. Aici vin acei cu dureri și necaz, aici vine acel care plânge. Aici vin acei cu lacrimi pe obraz, spălați în sfântul sânge. Aici este poarta cerurilor, e calea ce duce în sus. Aici este regele regilor, aici domnește Iisus. Aici este poarta cerurilor, e calea ce duce în sus. Aici este regele regilor, aici domnește Iisus. Slăvit să fie numele Domnului! Cu adevărat aici, în locul acesta, domnește Iisus. Și toți recunoaștem că este poarta cerurilor și suntem fericiți că poarta aceasta ni s-a deschis și avem harul de a primi binecuvântări din partea lui Dumnezeu și pentru toate acestea spunem din toată inima slăvit și binecuvântat să fie Domnul. Haideți împreună să intrăm în rugăciune de mulțumire, apoi vom continua să chemăm îndurarea Domnului peste slujirea din această după masă și Duhul Sfânt să cerceteze inimile noastre și apoi sufletul nostru să fie săturat, adăpat și la întoarcere să aibă puterea aceea, curajul acela de a duce mai departe bătălia la care suntem chemați cu toții să facem față provocărilor. Să mulțumim că suntem în casa de rugăciune și apoi îl rugăm pe Domnul să binecuvinteze strângerea din această după masă. Amin. Să ne rugăm. Thank you.
lauda să izvorască din ființa mea mereu. Pentru tine, pentru tine, dulce Dumnezeul meu. Lauda să mi se aprindă pe al inimii altar. Pentru tine, pentru tine, nesecat izvor de har. Laudă, 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 ție scând neîncetat. Ție creatorul lumii, Tatăl meu cel minunat. Laudă, 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 ție scând neîncetat. Ție creatorul lumii, Tatăl meu cel minunat. Laudă să cânte într-una gura mea neînflăcărat. Pentru tine, pentru tine, cer ce mai răscumpărat. Lauda să se înalțe din tot ce trăiești și când. Pentru tine, pentru tine, Dumnezeul meu ce sfânt. Laudă, 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 ție sfânt neîncetat. Ție creatorul lumii, Tatăl meu cel minunat. Laudă, 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 ție scând neîncetat. Ție creatorul lumii, Tatăl meu cel minunat. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu pe care îl citim în după masa aceasta, din Evanghelia după Luca, capitolul 9, începând cu versetul 10, iar după citirea cuvântului lui Dumnezeu prin fratele Teofil Cristea, continuăm să ne rugăm și dorim din toată inima Domnul să binecuvinteze după masa aceasta frații care slujesc, frații care cântă și Duhul Sfânt să fie peste noi toți. Amin. Înmulțirea pâinilor. Apostolii, când s-au întors, au istorisit lui Iisus tot ce făcuseră. El i-a luat cu sine și s-a dus la o parte lângă o cetate numită Betsaida. Noroadele au priceput lucrul acesta și au mers după el. Iisus le-a primit bine, le vorbea despre împărăția lui Dumnezeu și vindeca pe cei ce aveau trebuință de vindecare. Fiindcă ziua se pleca spre seară, cei 12 s-au apropiat și i-au zis: dă drumul noroadelor că să se ducă în satele și cătunele din prejur să găzduiască și să-și caute de ale mâncării, pentru că aici suntem într-un loc pustiu. Iisus le-a zis: dați-le voi să mănânce. Dar ei au răspuns: n-avem decât 5 pâini și 2 pești. Afară numai dacă ne vom duce noi înșine să cumpărăm merinde pentru tot norodul acesta. Și erau aproape 5.000 de bărbați. Iisus a zis ucenicilor săi: puneți-i să șadă jos în cete de câte 50. Așa au și făcut. I-au pus pe toți să șadă jos. Iisus a luat cele 5 pâini și cei 2 pești și a ridicat ochii spre cer și le-a binecuvântat. Apoi le-a frânt și le-a dat ucenicilor să le împartă norodului. Au mâncat toți și s-au săturat
și au ridicat 12 coșuri pline cu fărâmiturile rămase. Amin. Doamne Dumnezeule Atotputernic, stăm cu toții ridicați înaintea Ta în după masa aceasta și vrem să-ți mulțumim pentru îndurările Tale care sunt veșnice. Îți mulțumim că ne-ai păstrat cu viață, Doamne Dumnezeule, și în după masa aceasta putem să stăm în preajma Evangheliei Tale, în prezența Ta și în prezența Duhului Tău cel Sfânt. Și pentru această vreme de har, pentru această vreme de pace, pentru această vreme prielnică de a ne întoarce cu fața înspre Tine, îți mulțumim, Doamne, și Te rugăm, lasă pacea și harul Tău peste întreg poporul Tău, Doamne Dumnezeule. Ajută-ne ca privirea noastră să fie îndreptată în sus, că de la Tine ne vine izbăvirea. Tu ești locul nostru de adăpost, Tu ești turnul nostru de scăpare, ești ajutor care nu lipsești niciodată în nevoie. De aceea Te rugăm, Doamne, în după masa aceasta, cercetează-ți biserica prin Duhul Tău cel Sfânt. Binecuvântă cuvântul Evangheliei Tale, care l-am auzit citindu-se, Doamne, fă să fie viu și lucrător și fă să fie o hrană binecuvântată, trimisă de la Tine din înălțime, prin gura slujitorilor Tăi, Doamne, și astfel noi să putem să înaintăm pe cale. Binecuvântă cântarea de laudă și tot ceea ce se va face aici să fie făcut spre slava și spre gloria numelui Tău și spre mântuirea tuturor, Doamne. Binecuvântă prietenii Evangheliei Tale care sunt cu noi după masa aceasta. Cercetează-i, Doamne, fă o schimbare, o transformare în viața lor, în inima lor, ca ei să Te recunoască ca Domn, ca Stăpân și Mântuitor. Îți mulțumim și Te binecuvântăm până în veci de veci. Amin. Amin. Vă rog să vă reașezați. Vă binecuvântăm și în după masa aceasta, prea iubiți frați, surori, și mulțumim Domnului pentru fiecare dintre dumneavoastră că suntem iarăși la părtășie în prezența Domnului și ne bucurăm de harul acesta de a fi în casa de rugăciune, în liniște și în pace. Liniștea și pacea sunt darurile care vin de la Dumnezeu. Dar noi trebuie să fim aceia care să căutăm pacea, să alergăm după pace și să fim făcători de pace. Și zic la aceasta să ne întărească Domnul și să ne ajute să facem așa. Salutăm frații și surorile care sunt cu noi la părtășie în această după-masă, oriunde s-ar afla pe pământul acesta, și dorim ca acolo unde sunt ochii Domnului să se oprească asupra lor, să îi binecuvinteze Domnul cu sănătate pe cei ce sunt bolnavi, ce ne vizionează, pe cei care poate au stări sufletești mai delicate, mai deosebite, să-i sensibilizeze Domnul prin Duhul Sfânt, să lucreze Domnul la inima lor și să-i ridice iarăși, să-i întărească și să-i aducă în casa de rugăciune. Salutăm de asemenea frații care poate sunt în state, cum e familia Damșa, care au plecat săptămâna aceasta și dacă ne urmăresc, Domnul să-i binecuvinteze. Haideți să rostim o binecuvântare pentru toți frații, pentru toate surorile, și zicem încă o dată, binecuvântarea Domnului fie peste ei acolo și binecuvântarea Domnului fie peste noi aici. Continuăm să lăudăm pe Domnul cu cântare de laudă cu toată biserica, apoi familia Toșa va onora numele Domnului cântând, iar după cântările acestea doresc ca Domnul să îl binecuvinteze pe fratele Daniman, ne va aduce cuvânt din partea Domnului, după care apoi ne vom ruga pentru toate cauzele care vor ajunge la amvonul bisericii, ce dorim din toată inima să ne pregătim inima și pentru rugăciune, dar și pentru strângerea cuvântului lui Dumnezeu, Domnul să lucreze. Amin.
al trâmbii se răsune când va fi. Și când tu cu mare slavă vei veni, cei ce astăzi în morminte s-or scula, și în fața ta, Iisuse, toți vor sta. Adă, Doamne, ziua aceea mai devreme, mai curând, ziua sfânta noului așezământ. Adă, Doamne, ziua aceea mai devreme, mai curând, ziua sfânta noului așezământ. Ce plăcut va fi atunci și frumos, când domnia va fi dată lui Hristos. El e soarele dreptății, El Iisus, soarele ce strălucește fără apus. Adă, Doamne, ziua aceea mai devreme, mai curând, ziua sfânta noului așezământ. Adă, Doamne, ziua aceea mai devreme, mai curând, ziua sfânta noului așezământ. Noaptea de păcat amară s-a sfârșit, când dreptatea lui Iisus va străluci. Nimici va toți vrăjmașii cu-n cuvânt, aducând o pace sfântă pe pământ. Adă, Doamne, ziua aceea mai devreme, mai curând, ziua sfânta noului așezământ. Adă, Doamne, ziua aceea mai devreme, mai curând, ziua sfânta noului așezământ. Judecățile preasfinte atunci vor fi, și sub ele tot pământul va înflori. Iar locuitorii lumii ori învăța să iubească-n veci de veci dreptatea ta. Adă, Doamne, ziua aceea mai devreme, mai curând, ziua sfânta noului așezământ. Adă, Doamne, ziua aceea mai devreme, mai curând, ziua sfânta noului toată vremea, Doamne, Te-oi lăuda. Numele Tău cu drag voi înălța. Tu ești păstorul bun și credincios, și sus pe munte și în vale jos. Iisus, Iisus, izvorul mântuirii Ne-ai dat atât veșug de har. Când îți cântam, se luminează cerul, se aprinde jertfa pe altar.
minunat și ce frumos, plin de adevăr și har și luminos, e Iisus Domnul care ne-a iubit, pe fiecare și ne-a mântuit. Iisus, 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 izvorul mântuirii ne-ai dat, atât de mult belșug de har, cântă, cânta, Iisus se luminează cerul, se prinde șerfa pe altar. Nici când că Dumnezeu veghează asupra noastră El mereu. Când valul va lovi cumplit și greu, suntem chemați să-L onorăm pe El. Iisus, Iisus, izvorul mântuirii ne-ai dat, atât de mult belșug de har, cântă-ți, cântăm, se luminează cerul, se aprinde șerfa pe altar. Să nu uităm al rugăciunii altar, în vremea aceasta că El vine iar, și sus în cer cu El ne va lua, pe cei ce-s pregătiți, aleluia! Iisus, 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 izvorul mântuirii ne-ai dat, ne-ai dat atât, atât de mult belșug de har, cântă, cântă, Iisus se luminează cerul, se aprinde jertfa pe altar. Iisus, Iisus, izvorul mântuirii ne-ai dat, atât de mult belșug de har, cântă-ți, cântă, se luminează cerul, se aprinde jertfa pe altar. Dumnezeu să-L binecuvânteze. S-a citit din Luca 9, înmulțirea pâinilor. Și ce aș vrea să vedem aici în textul acesta este că erau într-o situație cam dificilă de criză, ucenicii au avut un plan, Domnul Iisus a avut alt plan. Când suntem în situații de criză, de multe ori noi avem planul nostru, Domnul are planul Lui. Foarte important să avem înțelepciunea să mergem pe planul Domnului. Și câteva principii de aici din textul acesta, după care ne vom ruga, planurile noastre. Primul lucru despre planurile noastre, sunt făcute de noi, dar nu împreună cu Domnul. Ucenicii au discutat între ei ce să facă și au mers și au spus Domnului ce are de făcut. E bine să discuți cu familia ta, cu prietenii tăi, cu oameni duhovnicești, să faci planuri, dar mai indicat este să faci planurile împreună cu Dumnezeu. Să stai în rugăciune, să citești cuvântul lui Dumnezeu, să faci planurile împreună cu Dumnezeu. În Proverbe 19 cu 21 spune, omul face multe planuri în inima lui, dar hotărârea Domnului, aceea se împlinește. Al doilea principiu, în planurile noastre noi ne folosim inteligența, de multe ori, zic noi, ca oameni, folosim inteligența pe care ne-a dat-o Dumnezeu și este un dar de la El, dar uneori nu folosim înțelepciunea lui Dumnezeu. E bine că suntem inteligenții darului Dumnezeu, dar același Dumnezeu ne-a dat și înțelepciune. Spune Iacov 1 cu 5, dacă cuiva îi lipsește înțelepciunea, să o ceară de la Dumnezeu, care dă cu mână largă, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare. E bine că suntem inteligenți, dar mai bine ar fi ca întotdeauna să fim și înțelepți. În 2 Samuel, capitolul 5, versetul 22, poți afișa, te rog, filistenii s-au suit din nou și s-au răspândit în Valea Refaim, mai departe. David a întrebat pe Domnul și Domnul a zis, să nu te sui, ci ai pe la spate și mergi asupra lor în dreptul duzilor. Când vei auzi un vuie de pași în vârful duzilor, atunci să te grăbești, căci Domnul merge înaintea ta ca să bată oștirea filistenilor.
David a făcut cum îi poruncise Domnul și a bătut pe filisteni de la Geba până la Gezer. David era inteligent, dar a ales să fie și înțelept. A avut el experiențe militare, războaie, dar înainte să meargă la război cu filistenii, a zis, Doamne, ce să fac de data asta? Și a zis Dumnezeu, așteaptă, să aștepți până auzi vuietul pașilor mei deasupra duzilor și când îl auzi, atunci te duci, te grăbești. De multe ori, ca oameni, avem tendința să mergem înaintea lui Dumnezeu. Doamne, uite, asta vreau să fac și mă grăbesc, zice Dumnezeu, așteaptă. Și e important să știm să așteptăm și să mergem la pas cu Dumnezeu, să nu ne grăbim. Când stă Dumnezeu, stăm și noi. Când merge Dumnezeu, mergem și noi. Și dacă am fost atenți și am văzut că am fost atenți în textul pe care l-am citit, David a ieșit învingător la război. Nu pentru că a fost inteligent, ci pentru că a fost înțelept. Ca să fii înțelept, nu e nevoie de inteligență multă. Nu mai există să fie din partea noastră voință. Doamne, vorbește-mi ce trebuie să fac, citesc cuvântul Tău, mă rog, și fac. Următorul lucru este pe planurile noastre. În planurile noastre luăm în calcul de multe ori numai lumea materială, nu și lumea spirituală. Dar poate se gândește careva, dar așa mult contează lumea spirituală? Dacă deschidem Scriptura în Exod, capitolul 17 cu 10, afișează-te rog. Iosua a făcut ce-i spusese Moise și a ieșit să lupte împotriva lui Amalec, iar Moise și Aron și Hur s-au suit pe vârful dealului, mai departe. Când își ridica Moise mâna, era mai tare Israel și când își lăsa mâna mai jos, era mai tare Amalec. E așa de importantă lumea spirituală, e foarte importantă, pentru că Dumnezeu în lumea spirituală aprobă, poruncește ce se întâmplă și dă voie să se întâmple anumite lucruri. Dacă noi nu ținem cont de lumea spirituală, ne putem tot chinui. Este un verset în Apocalipsa, spune, cel ce închide și nimeni nu va deschide, cel ce deschide și nimeni nu închide. Dacă tu vrei să mergi la un loc de muncă și Dumnezeu a zis, nu, poți să încerci ani de zile și înveți și iară dai și iară mergi și iară mergi sau poate fi o școală și te miri de ce nu intri. Dacă Dumnezeu a zis, nu, nu are rost să te chinui. Nu era mai înțelept, nu-i mai înțelept ca întotdeauna să mergem înaintea lui Dumnezeu, să citim cuvântul lui, să ne rugăm și zic, Doamne, facă-se voia ta. Să nu ne cheltuim timpul și anii și banii și să nu luăm decizii pripite să mergem înaintea lui Dumnezeu când nu e voia Lui. Planurile noastre sunt făcute de noi, dar nu împreună cu Domnul de multe ori. Ne folosim inteligența, dar nu și înțelepciunea. 3. Luăm în calcul numai lumea materială, nu și lumea spirituală. 4. Sunt centrate pe noi. Ucenicii au zis, Doamne, avem 5 pâini și 2 pești. Noi, 12, avem ce să mâncăm. Puțin, dar avem. Cei 5.000 de oameni, în afară de femei și copii, n-au. Ei să meargă să-și caute mâncare. Noi avem ce ne trebuie. Și de multe ori, noi, ca oameni, când facem planuri, pe primul loc în planurile noastre, suntem noi. Așa au făcut și ucenicii. Și de asta e frumoasă Scriptura, că îi prezintă pe ucenici și pe oamenii lui Dumnezeu așa cum erau. Și noi suntem oameni și semănăm foarte mult cu ei. Și de asta e Scriptura valabilă și adevărată și astăzi. Pentru că omul e om și noi suntem oameni și Dumnezeu e Dumnezeu. Dumnezeu nu se schimbă. Și Dumnezeu lucrează după principiile Lui. De asta e foarte important când facem planul să le facem împreună cu Dumnezeu. Să fim oameni inteligenți, dar să fim și înțelepți. Să luăm în calcul lumea spirituală când avem de luat anumite decizii. Și când facem planul să nu fie centrate numai pe noi. Să mergem înaintea lui Dumnezeu. Al cincilea lucru, Dumnezeu este limitat la percepția noastră despre El. Ucenicii au zis, L-am văzut pe Iisus umblând pe mare, L-am văzut pe Iisus vindecând, dar nu L-am văzut pe Iisus înmulțind pâinile. Deci, nu are cum să mulțească pâinile. Ne avem anumite experiențe cu Dumnezeu, zicem, Dumnezeu a lucrat în felul ăsta în viața mea, cam așa trebuie să lucreze, asta poate, asta nu. Dumnezeu nu este doar cum credem noi că este, Dumnezeu este cum scrie în Scriptură că este. Și a spus în Geneza 1, Eu sunt Dumnezeul cel atot puternic. Are putere și înțelepciune și dragoste nelimitată. Slăviți să fie Dumnezeu! Al șaselea lucru despre planurile noastre este că le facem și după îi spunem Domnului ce trebuie să facă și când să facă. Ucenicii au discutat, au analizat situația, oamenii inteligenți au făcut planul, au mers la Iisus și au zis, Iisus, asta e planul, te rog, pune parafa, aprobă-l. Așa au făcut ei. Și poate și unii dintre noi de multe ori facem același lucru. Doamne, ne facem planurile noastre, Tu numai trebuie să pui ștampila și să te implici să meargă lucrurile. Al șaptelea lucru în planurile noastre, Domnul nu își poate arăta puterea și înțelepciunea. E planul tău, e planul meu, după nivelul meu, după nivelul meu de inteligență, de înțelepciune și Dumnezeu nu poate să-și arate puterea și înțelepciunea și bunătatea și dragostea. Dumnezeu a vrut să facă o minune. Ei au zis, nu,
Nici n-am luat în calcul că poate face o minune. În planurile noastre Dumnezeu nu își poate arăta puterea, dragostea și înțelepciunea. Și acum partea frumoasă, planul Domnului. Îmi place foarte mult planul Domnului. Primul aspect, planul Domnului întotdeauna ne surprinde. Au venit ucenicii la Iisus și a zis, Doamne, trimite-i acasă, trimite-i să-și caute mâncare. Și a spus Iisus, dați-le voi să mănânce. Tu poate mergi înaintea lui Dumnezeu cu un plan și zice, Dumnezeu, nu, ăsta e planul, fă ce spun eu. Și da, Doamne, eu nu m-am așteptat la așa ceva. E normal să nu te aștepți și de cel mai multe ori să nu ne așteptăm, că Dumnezeu are înțelepciune nelimitată. Planul lui Dumnezeu de cele mai multe ori ne surprinde. Al doilea lucru, planul lui Dumnezeu cere implicare din partea noastră. Ucenicii s-au gândit în felul următor. Noi spunem la Iisus ce să facă, Iisus îi trimite acasă, noi rămânem, împărțim pâinile și peștii și mâncăm. Nu avem nimic de făcut, nu-i complicat, nu-i greu, noi așteptăm și după mâncăm. Și a zis Iisus, nu, mergeți și împărțiți-i pe oameni în grupe de câte 50 și după eu vă dau pâine și pește și mergeți și împărțiți. Ar fi ușor să lucre Dumnezeu întotdeauna cum vrem noi. Doamne, ăsta e planul, pune-l în acțiune, dar zice Dumnezeu, nu, lucri împreună cu mine. Nu poți să faci, supranaturalul pot eu, dar ce poți să faci? Fă. Al treilea lucru, despre planul lui Dumnezeu, să mai repet, ne surprinde. Doi, cere implicare. Trei, nu pare realizabil. Doamne, cum vrei tu, din 5 pâini și 2 pești, să dai mâncare la 5.000 de bărbați, plus femei și plus copii? Nu se poate așa ceva. Și de multe ori și noi zicem, Doamne, nu se poate. Poate Duhul Sfânt îți spune, hai în față la... să se roage pentru tine să te vindice. Doamne, dar boala e incurabilă. E incurabilă. Oamenii n-au ce face. Dar nu omul te-a trimis în față, te-a trimis Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu îți spune să vii în față, hai în față. Mai departe, planul lui Dumnezeu ne cere să mergem prin credință. În planul lor nu aveau nevoie de credință, trebuiau să aștepte și să mănânce. Și azi Dumnezeu, mergeți, sunt 5.000 de bărbați, le spune să se împartă în grupe de câte 50 și să aștepte. Și nici măcar nu le-a spus Dumnezeu ce va face în continuare. A zis voi atât. Mergeți, îi împărțiți în grupe de 50 și așteptați să vezi ce va face Dumnezeu. Mie mi-ar place foarte mult ca Dumnezeu să-mi spună de la început, tu să stai planul etapă cu etapă, dar Dumnezeu de cele mai multe ori ne spune pas cu pas. Fă asta și după ce ai făcut, Dumnezeu intervine. Ia-ți CV-ul și du-te pune la firma respectivă. Doamne, dar e firmă foarte mare, poate eu nu cred că mă poate angaja sau nu-s calificat. Și Dumnezeu, ia CV-ul. Și du-te, pune la acolo, de restul mă ocup eu. Dacă tu nu-ți iei CV-ul să te duci, Dumnezeu nu face pasul 2. Și tu rămâi și zici, Doamne, dar de ce nu mă ajuți? Dar ce Dumnezeu nu ți-a zis să faci pasul 1? De ce nu l-ai făcut? Planurile lui Dumnezeu, Dumnezeu când ne poruncește ceva, ne poruncește să mergem prin credință. În planurile noastre nu mergem prin credință. În planurile lui Dumnezeu mergem prin credință. Al cincilea lucru despre planurile lui Dumnezeu, e că în planul lui Dumnezeu, toți cei implicați sunt binecuvântați. Toți cei 5.000 de oameni și femeile și copiii au mâncat pâine și au mâncat pește până s-au săturat și a și rămas. În planul lui Dumnezeu, toți sunt binecuvântați. Dumnezeu are binecuvântări numai pentru tine. Are binecuvântări pentru familia ta, pentru biserica ta, pentru firma ta, pentru colegii tăi. Dumnezeu e bogat și are de unde. După planul nostru, Doamne, noi să fim bine. După planul lui Dumnezeu, zice Dumnezeu, nu. Eu vreau să binecuvântez pe toți, nu numai pe tine. Al șaselea lucru spune, Domnul își poate arăta bunătatea, dragostea, puterea și înțelepciunea. Dumnezeu a făcut o minune. Nu înțelegem noi cum a mulțit Dumnezeu pâinile și peștii, dar a făcut o minune. De multe ori nu înțelegem. Dar când mergem prin credință, Dumnezeu poate lucra și poate face minuni. Nu le putem explica, dar le vedem. Și al șaptelea lucru despre planul lui Dumnezeu, după ce trecem prin asemenea experiență, ascultăm de Dumnezeu, Dumnezeu lucrează, face o minune, ni se întărește credința, ni se mărește credința și le putem spune altora, uite, eu am făcut, m-am rugat, Dumnezeu mi-a vorbit, am făcut ce mi-a zis Dumnezeu, Dumnezeu s-a implicat și m-a binecuvântat. Și alții o să aibă încredere în Dumnezeu. Ați văzut diferența între planurile noastre și planurile lui Dumnezeu? Și acum poate vă gândiți, unii dintre dumneavoastră bine, dar acum aflu eu care e planul lui Dumnezeu. Ucenicii au făcut următoarele lucruri. Primul, au mers la Iisus, vrei să afli care e planul Domnului pentru tine? Du-te tu, ia Scriptura, postește, roagă-te și zici, Doamne, vorbește. Du-te la Iisus. Doamne, dar mă duc la un frate, mă duc la un proroc, mă duc la un învățător. Du-te înainte la Iisus. Du-te înainte la Iisus, du-te, roagă-te, cere ca Dumnezeu să-ți vorbească ție, ca să înțelegi, să știi ce ai de făcut. Când ești la volan și intri într-o intersecție, poți să-l întrebi pe cel din dreapta dacă e liber sau nu. Dar cel mai bine ar fi să te asiguri tu dacă e liber sau nu.
Nu așa și în viața de zi cu zi, dacă în condus facem așa, în viața de zi cu zi. Nu ar fi bine ca întotdeauna înainte să luăm o decizie să mergem înaintea lui Dumnezeu? Doamne, spune-ne Tu care e planul Tău. Doamne, vorbește-mi Tu mie, dar personal, așa, în așa fel încât să înțeleg și încât să nu poată fi interpretat în 2, 3, 4, 5 feluri. Simplu, scurt și la obiect. Înainte să iei decizii, du-te și stai înaintea lui Dumnezeu. Du-te tu înaintea lui Dumnezeu și roagă-te. Al doilea lucru, recunoaște că nu poți rezolva problema. Ucenicii au zis, n-avem decât 5 pâini și 2 pești. Au zis, Doamne, n-avem. Mai departe, ascultă ce-ți vorbește Dumnezeu. Ei au mers la Iisus și Iisus le-a vorbit. Ascultă. Mulți dintre noi mergem înaintea lui Dumnezeu sau unii dintre noi și tot vorbim și tot vorbim și tot spunem și tot spunem. Dumnezeu știe toate lucrurile, ea tot știe tot, știe tot. Am auzit o ilustrație cu o soră care mergea și se ruga și se tot ruga, se tot ruga și la un moment dat a zis, Domnul zice, nu, mai oprește-te din vorbit și ascultă ca să-ți pot vorbi. Atâta vorbea că Domnul nu mai putea să vorbească el. E foarte important să ascultăm, să mergi înaintea lui Dumnezeu, să recunoști, Doamne, nu pot rezolva problema. Ai copilul meu, nu vrea să se pocăiască, nu vin la biserică, eu n-am ce să-i fac, dar Tu poți, Doamne. Du-te înaintea lui Dumnezeu. Recunoaște că nu poți rezolva problema și ascultă ce-ți vorbește Dumnezeu, că Dumnezeu știe care e problema ta și știe cum să o rezolve. Al patrulea lucru, fă ce-ți spune prin credință. Fă prin credință, fă ce-ți spune, e greu să faci prin credință. Gândiți-vă dumneavoastră să fim noi în locul ucenicilor, să spună, du-te, spune-le la 5.000 de oameni la sala sportului, la stadion, a fost evanghelizarea, a fost între 6.000 și 8.000, 5.000 de oameni, 6.000 de oameni câți erau aici, spune-le să stea în grupe de câte 50 și după tu du-te la Iisus să vezi care e următorul pas. Ai încredere în Dumnezeu că poate înmulți 5 pâini și 2 pești să dea mâncare la 6.000 de oameni sau la 8.000 de oameni. Nu e ușor să mergi prin credință. Asta e singura variantă. Fă ce spune Dumnezeu prin credință. Doamne, nu înțeleg, Doamne, nu știu cum, dar am încredere în Tine. Sigur că mi-ai vorbit Tu și mă duc înainte prin credință. Al cincilea lucru de aici, din cum aflăm planul lui Dumnezeu, Domnul va face o minune. Când ei au ascultat, când ei au mers prin credință, Domnul a făcut o minune și a mulțit pâinile și peștii. Cum le-a mulțit, nu știu. Și nu cred că știe niciun om, numai Dumnezeu știe. Nu e important să știm cum a făcut Dumnezeu minunea. Important-e să facă minunea. Și al șaselea lucru, tu le vei spune celorlalți cum a lucrat Dumnezeu în viața ta. Foarte important să facem diferența între planurile noastre și planul lui Dumnezeu. Și întotdeauna să mergem înaintea lui Dumnezeu, Doamne, care e planul Tău, să ascultăm de El, să mergem prin credință, să așteptăm ca Dumnezeu să lucre și Dumnezeu va lucra. Un verset în Biblie spune că cei care s-au încrezut în Dumnezeu niciodată n-au rămas de rușine, niciodată n-au rămas și niciodată nu va rămâne. Omul sincer, care îl iubește pe Dumnezeu, care are încredere în El și îl ascultă, niciodată nu va rămâne de rușine. În Isaia 55, mai citesc încă câteva versete, foarte frumoase, spune aici Dumnezeu, căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât de sus sunt căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Căci după cum ploaia și zăpada se coboară din ceruri și nu se mai întorc înapoi, ciudă pământul și îl fac să rodească și să o drăslească, pentru ca să dea sămânță sămănătorului și pâine celui ce mănâncă, tot așa și cuvântul meu care iese din gura mea nu se întoarce la mine fără rod, ci va face voia mea și va împlini planurile mele. Zice Dumnezeu, diferența dintre planurile mele pentru voi și planurile voastre e diferența de la cer la pământ. Și în Proverbe 19:21 spune, omul face multe planuri în inima lui, dar hotărârea Domnului, aceea se împlinește. Cu alte cuvinte zice Dumnezeu, eu vă iubesc, v-am iubit, eu am făcut planuri bune pentru voi, îs pregătite, îs gata făcute, voi numai să aveți înțelepciunea să umblați cu mine, să mă iubiți, să acceptați planul meu și eu vă voi binecuvânta și voi lucra. Aș vrea să facem o rugăciune după ce fratele Nelu va citi biletele. Noi nu știm poate care e planul lui Dumnezeu cu privire la cauzele respective, la cei care ies în față la ungere, dar Dumnezeu știe. Și să ne rugăm, Doamne, Tu ai putere, poți să vindeci, poți să ierți, poți să intervii, poți să lucrezi. Lucrează Tu, dar lucrează după planul Tău. Și dă-ne nouă înțelepciune ca în viața noastră, toată viața noastră de acum înainte, întotdeauna să umblăm cu Tine, să acceptăm planurile Tale și să mergem, Doamne, după călăuzirea Ta. Amin.
Domnul să-l binecuvinteze pe fratele Dani. Citim biletele, apoi ne vom ruga. Rog biserica să aducă înaintea Domnului pe sora Maria Borbeli, care are mare nevoie de balsam de vindecare, este în suferință și așteaptă mâna Domnului. Domnul să lucreze. Iubită biserică, vă rog să mă sprijiniți în rugăciune pentru locul meu de muncă, ca Domnul să-l binecuvinteze și să mă păzească de intențiile oamenilor răi. Domnul să însoțească persoana aceasta și să îi dea biruință. Scumpă biserică, vă rog să faceți o rugăciune pentru două surori care au fost operate și pentru familiile lor. Domnul să continue să lucreze la starea de sănătate. Vă rog să vă rugați pentru mama mea Ioana, care este bolnavă și spune are bolile bătrâneței și numai Domnul este Cel care le înțelege și are soluții de vindecare. Domnul îi înțelege pe toți, și pe cei mici, și pe cei mari, și pe cei în vârstă, și asta e frumusețea dragostei Lui. Domnul să lucreze. Să ne rugăm pentru sora feșnic Veronica, văduvă și este bolnavă, are nevoie de leac alinător. Iubită biserică, sunt o soră în Domnul și vă rog frumos să mă ajutați în rugăciune pentru o tânără cu numele Maria, care are nevoie de liniște și pace în sufletul ei. Face multă amărăciune, dar Domnul să lucreze la inima ei și să-i dea liniștea și pacea de care are nevoie. Vă rog să vă rugați pentru fratele Vasile, care are probleme de sănătate. Domnul să lucreze cu vindecare. Vă rog să faceți o rugăciune pentru o familie cu 3 copii, din care 2 sunt cu probleme de sănătate. Domnul să ia pe brațele lui și să lase vindecare. Domnul să lucreze. Am mai primit un bilet, îl citesc și acesta. Dragă biserică, mă numesc Ionuț și vin cu rugămintea să vă rugați pentru mine ca Domnul să mă binecuvinteze, să pot să-mi iau un telefon. Mi s-a furat telefonul și am rămas fără telefon. Și asta e o problemă, că în zilele noastre e bun telefonul. Noi ne rugăm și Domnul are soluții de rezolvare. Slavă Lui! Haideți să ne ridicăm cu toată biserica, ne rugăm pentru cauzele acestea, să continuăm să ne rugăm și pentru sora Lena Rus, că nu ne-am rugat de mult, Domnul să se atingă de ea și să lucreze la starea trupului care are nevoie de mâna Domnului. Ne rugăm cu toată biserica, iar când biserica încetează prin fratele Petrică, continuăm mișlocirea și Domnul să ne asculte. Amin.
Tatăl nostru care ești în ceruri, noi știm, Doamne, că înainte de a fi scrise aceste cauze care s-au citit, Tu ai cunoscut, Doamne, gândurile și ai cunoscut suferința și o cunoști așa de bine. Tu știi durerile, Doamne, și știi necazurile celor ce și-au scris ca biserica să mijlocească. Venim să mijlocim înaintea Ta pentru toate cauzele, Doamne, pentru cele care le știm și pentru cele care nu le știm, Doamne. Și dacă sunt bolnavi în biserică, Doamne, Te rog să cercetezi fiecare cauză. Cercetează, Doamne Dumnezeule, și pe cei ce sunt acasă și n-au putut să vină. Îndură-Te, Doamne, de toate care au fost amintite și pe care noi nu le cunoaștem. Cercetează-i, Doamne, acolo și mângâie, Doamne, prin cuvântul Tău, prin adevărul Tău, Doamne, prin ceea ce poate să aducă, Doamne, bucurie în inimă, Doamne, și poți să dai și vindecare, Doamne, și îți mulțumim pentru aceasta. Îți mulțumim că încă ierți și încă vindeci, Doamne, Te slăvim pentru harul Tău măreț. Cercetează-i, Doamne, și pe cei ce sunt la spitale, Doamne. Dacă se unesc cu noi în aceste momente, unește-ne și pe noi. Cercetează-i, Doamne, și pune-ți mâna Ta peste fiecare, Doamne. Peste cei care în săptămâna viitoare așteaptă zile mai grele, Doamne, și au spaimele lor și temerile lor. Lasă pacea Ta, Doamne, Dumnezeule. Tu ai potolit furtuna și la cuvântul Tău s-a liniștit marea învolburată. Tu poți, Doamne, un cuvânt, Doamne. Cercetează orice suflet și îți mulțumim pentru bunătatea Ta. Și acum Te rugăm să rămâi cu noi pe mai departe la părtășie, Doamne. Prin cuvântul Tău, prin ceea ce ne vei spune, Doamne, ce ne vei vorbi, Doamne, și dacă se vor lua hotărâri de a Te sluji mai mult pe Tine, ajută-ne și binecuvintează-ne pe fiecare. Îți mulțumim de iubirea Ta, de dragostea Ta și vrem să rămânem lângă Tine până la capăt. Îți mulțumim și Te slăvim. Amin. Vă rog să vă reașezați. Mulțumesc fiecăruia pentru mijlocire, Domnul să vă răsplătească. Acum lăudăm pe Domnul cu cântare împreună cu toții, timp în care ne închinăm Domnului cu darurile noastre de bunăvoie și ca de fiecare dată vă mulțumim în numele Domnului pentru tot ceea ce oferiți. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă poarte de grijă și în același timp îndurarea Domnului să se reînnoiască față de fiecare. În timpul acestei cântări, invit pe fratele Gabi împreună cu fratele Ilie să vină la amvon, Domnul să-i binecuvinteze. Apoi, după cântarea pe care o cântăm împreună, surorile Mureșan vor onora numele Domnului cu o cântare, după care și sora Tania o rugăm să laude numele Domnului cu o cântare, iar după cântările acestea, fratele Gabi ne va aduce cuvântul Domnului. Amin. Să lăudăm pe cel fără pace în suflet, ești chemat, ești chemat. La Iisus Mântuitorul, căci prin El poți fi salvat. Poți să ai chiar lumea întreagă, lauri, glorii, bogății. Ai căutat în lumea largă pacea ta, pacea ta. Fără să știi că aici în viață pacea ta e Golgota. Mulți din cei ce în lumea asta fericire au căutat, doar regrete au
slavă dacă vrei, dacă vrei. Să lași lumea și păcatul să-l urmezi, să-l urmezi. Nu amâna de azi pe mâine, vino chiar acum la El. Ușa încă-i tot deschisă pentru tine, pentru tine, dragul meu. Poate-i ultima chemare și-o auzi astăzi din nou, și pe urmă judecata cea de-apoi, cea de-apoi. Salvați, sunt salvați, căci în trupul noi de slavă vor fi schimbați. Iar cei ce-au primit pe Domnul sunt salvați. Mi-a plec din nou urechea să înțeleg cuvântul, să ascult ce spune ploaia și apoi ce spune vântul. Și deslegându-mi mintea de gândurile rele, să înțeleg mesajul covorului de stele. Din nopțile de vară, cum este viață nouă, cu dimineți frumoase, parcă scăldate în rouă. Când vântul care suflă din ce în ce mai rece, îmi spune parcă-n taină, căci vara iarăși trece. Vâșăitul parcă din ce în ce mai tare, îmi amintește vântul căci vine gerul mare, ce stinge picătura de viață din natură și va schimba pământul cu-ntreaga lui făptură. Însă între arșița din zilele de vară și iarna în care totul parcă-i sortit să moară, există o toamnă lungă atât de minunată, ca o speranță în lume de Dumnezeu lăsată. Doamnă, vei culege doar rodul muncii tale, cu plâns de bucurie sau lacrimi ardeșale, căci toamna-i foarte dreaptă, ea este rea sau bună, știind că omul toamna ce-a semănat adună. Cei mulți cuprinși de groază privesc volta pustie, căci s-au trezit la lucru într-o vreme prea târzie. Ai ochii plini de lacrimi
și inima amară, privind la vremi pierdute din zilele de vară. Mi-aplec din nou urechea să înțeleg cuvântul, să ascult ce spune ploaia și apoi ce spune vântul. Și deslegându-mi mintea de gândurile rele, să înțeleg mesajul covorului de stele. Ți-ai pus vreodată în taină măreața întrebare, în toamna sufletească ce-adun tu în hambare, căci universul are o lege neschimbată, ce semen vei culege în toamna ce te așteaptă. Ți-ai pus vreodată în taină măreața întrebare, în toamna sufletească ce-adun tu în hambare, căci universul are o lege neschimbată, ce semen vei culege în toamna ce te așteaptă. Slăvit să fie Domnul! Aș vrea să rămân tot la textul acesta și să cânt o cântare foarte frumoasă care ne vorbește despre sărăcia noastră spirituală când avem puțin, puținul acela, dacă îl punem în mâna Domnului, El poate să-l sporească. Și asta este ideea centrală a cântării. Aș vrea ca Domnul să o împlinească în viața mea și să o împlinească în viața dumneavoastră tuturor. Slăvit să fie Domnul! Puținul e în vasul meu, dar harul e mult și mare. Din cer slăvite Dumnezeu, dă-mi binecuvântare. Că binecuvântarea ta puținul înmulțește, dar multul cel fără de ea curând se risipește. Făină am puțină în vas, dar toată ți-o dau ție, că-n tine toate se prefac în har și bogăție. Puținul dat de mine-n dar e firul care leagă viața de comori de har pe veșnicia-ntreagă. Cinci pâine am și pești puțin, dar harul mă veghează. Când pui tu, Doamne-a tale mâini, puținu-mi destulează, că numai mâna ta izvor de binecuvânt.
ea face spor, că-i plină de îndurare. Puținul dat de mine în dar e firul care leagă viața de comori de har pe veșnicia-ntreagă. Fă-mi tu, puținul meu, oricând, izvor de har, oriunde, în fiecare zi împărțind cereasca ta merinde, și gloata s-o pot sătura cu largă dărnicie, de plin predat în slujba ta, acum și în veșnicie. Fă-mi tu puținul meu oricând, haideți împreună, izvor de har oriunde, în fiecare zi împărțind cereasca ta merinde, și gloata s-o pot sătura cu largă dărnicie, de plin predat în slujba ta, acum și-n veșnicie. Haideți încă o dată. Fă-mi tu puținul meu oricând, izvor de har oriunde, în fiecare zi împărțind cereasca ta merinde, și gloata s-o pot sătura cu largă dărnicie, de plin predat în slujba ta, acum și-n veșnicie. Amin. Slăvit să fie Domnul! Una din strofele cântării pe care tocmai am auzit-o spunea: cinci pâini eu am și pești puțini, dar harul mă veghează. Când pui tu, Doamne, ale tale mâini, puținul îndestulează. Cinci pâini eu am și pești puțin, dar harul mă veghează. Și aș vrea să țineți minte aceste două versuri. Sunt simple. Cinci pâini erau doi pești, dar dependenți de harul lui Dumnezeu, exact așa este viața noastră. Să știți că Domnul Iisus Hristos n-a făcut nici una dintre minunile Lui ca să impresioneze oamenii. Și Domnul Iisus Hristos a făcut toate aceste minuni, chiar și înmulțirea pâinilor și a peștilor, niște lucruri la care noi oamenii nici nu ne-am fi putut gândi că sunt posibile. Le-a făcut ca să ne învețe să depindem de El. Să învățăm că suntem dependenți de harul Lui, suntem dependenți de ajutorul Lui. Și dacă Dumnezeu n-ar veghea asupra noastră, toate planurile noastre, toate calculele noastre ar da greș de cele mai multe ori. Și dacă ne uităm puțin la contextul în care se întâmplă textul acesta, este următorul: Dumnezeu le dă putere celor 12 ucenici să vestească Evanghelia, să tămăduiască pe cei bolnavi, spune versetul 2, și îi trimite în versetul 3 și le spune așa: să nu luați nimic cu voi pe drum. Le-a mai zis: nici toiag, nici traistă, nici pâine, nici bani, nici două haine. Doamne, dar ne trimiți în misiune. Avem nevoie de toiag, vom călători poate ziua, noaptea,
Avem nevoie de traistă că nu știm dacă ne va oferi cineva ceva de mâncare, nici pâine, nici bani, nici două haine. Doamne, dar cum ne trimiți așa? Înmulțirea pâinilor continuă episodul acesta care vorbește tocmai despre dependența de Dumnezeu. Și lecția aceasta ar trebui să o învățăm fiecare dintre noi. De multe ori ne place să spunem că suntem dependenți de Dumnezeu, dar în fapt nu suntem. Că ne bazăm tot pe planurile noastre, tot pe resursele noastre, tot pe ceea ce avem sau ceea ce putem să oferim și uneori prea puțin avem încredere că Dumnezeu este Cel care poartă cu adevărat de grijă vieții noastre. Și aș vrea să vedem din pasajul acesta câteva principii care ne învață dependența de Dumnezeu. Pentru că răzvrătirea omului a fost tocmai ieșirea de sub această dependență a lui Dumnezeu. Păcatul lui Adam și Eva, noi de cele mai multe ori spunem că a fost neascultare de cuvântul Domnului. Dar neascultarea de cuvântul lui Dumnezeu atunci a fost o alegere a lor de a trăi fără Dumnezeu. Adică să nu mai fie dependenți de Dumnezeu. Să nu le mai spună Dumnezeu în fiecare zi ce au de făcut. Și asta este și răzvrătirea noastră din ziua de astăzi. Când alegem să trăim cum vrem noi, nu cum vrea Dumnezeu. Și uitați-vă în Evanghelia după Matei, capitolul 11, versetul 29, spune așa: luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi o dignă pentru sufletele voastre, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. A te înjuga la jugul lui Hristos înseamnă să te lași sub autoritatea Lui, să devii dependent de El. A te angrena în jugul lui Hristos înseamnă să asculți de El și să mergi unde te conduce El. Ne place? Bine ar fi să ne placă. Și toată viața noastră Dumnezeu ne conduce spre o astfel de atitudine. Căci numai în dependență de Dumnezeu vom reuși cu adevărat să fim ceea ce vrea Dumnezeu să fim. Dacă ne gândim doar la versetul pe care Pavel îl spune în Galateni 2:20, când el spune: am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Adică Hristos coordonează viața mea. Adică El mă conduce unde vrea El. Nu mai merg unde vreau eu, nu mai fac ce vreau eu, ci fac ceea ce vrea Hristos de la mine. Haideți să ne facem o analiză sinceră și să vedem cât la sută din rugăciunile noastre exprimă dependența noastră de Dumnezeu și cât la sută din rugăciunile noastre sunt pretenții ale noastre înaintea lui Dumnezeu. Nu-i așa că rugăciunile noastre abundă în cereri pe care vrem ca Dumnezeu să le împlinească în viața noastră? Și prea puțin rugăciunile noastre sună: Doamne, vrem să facem voia Ta. Dependența de Dumnezeu începe, în primul rând, cu a merge după Isus. Versetul 11 spune așa: noroadele au priceput lucrul acesta și au mers după El.
Și când oroadele au mers după el, uitați-vă ce s-a întâmplat. Iisus le-a primit bine, le vorbea despre împărăția lui Dumnezeu și vindecau pe cei ce aveau trebuință de vindecare. Domnul Iisus, dacă vă uitați la text, n-avea nevoie de noroadele acestea în momentul acela, că i-a luat pe ucenicii lui și i-a dus undeva deoparte. Dar noroadele au priceput și au mers și ele acolo. Ca să înveți dependența de Domnul, în primul rând trebuie să mergi după El. El îți promite că te primește bine, îți vorbește despre împărăția lui Dumnezeu și ori de câte ori ascultăm și venim aici în părtășia cu frații, în prezența lui Dumnezeu, ni se vorbește despre împărăția lui Dumnezeu, că tindem înspre ea, că mergem acolo, că dorim să fim acolo, că dorim să fim în prezența Domnului. Și apoi, tot în prezența Lui, primim vindecare. Dar iarăși se naște o întrebare. De ce mergi după Iisus? Ce fel de pâine vrei de la El? Știți de ce au mers noroadele după Domnul? Pentru că le-a dat pâinea aceasta fizică și s-au săturat. Și spun comentatorii Bibliei, poate că unii dintre cei care au mâncat n-au mâncat niciodată pâinea pe care le-a dat-o Domnul atunci. N-au reușit să se sature așa de bine cum s-au săturat atunci. Poate n-au avut resursele necesare să mănânce cum au mâncat atunci. Că au rămas, spune, 12 coșuri cu fărâmituri. 12 coșuri de fărâmituri nu înseamnă miez de pâine pe care au căzut pe jos, ci cu bucate care n-au mai putut fi împărțite, că nu le-a mai mâncat nimeni. Toți s-au săturat. Ce fel de pâine cauți la Domnul? Uitați-vă în Evanghelia după Ioan, în capitolul 6, de la versetul 50, spune așa Domnul: pâinea care se pogoară din cer este de așa fel ca cineva să mănânce din ea și să nu moară. Pâinea care se coboară din cer, eu sunt pâinea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac. Și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu, pe care îl voi da pentru viața lumii. Eu sunt pâinea vie care s-a coborât din cer. Și acum vedeți, citind versetul acesta și uitându-ne la noroadele acestea, noi putem să-L căutăm pe Iisus pentru pâinea aceasta materială, fizică, care stâmpără foamea trupească a noastră și de care avem nevoie, e adevărat, în fiecare zi. Dar Domnul ne zice că dacă căutăm mai întâi împărăția Lui, dacă căutăm mai întâi părtășia cu pâinea care s-a coborât din cer, pâinea aceasta necesară vieții pământești ni se va da pe deasupra. Așa spune în Evanghelia după Matei, capitolul 6, versetul 33. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri. Adică ce? Se vorbea mai sus. Ce veți mânca, ce veți bea și cu ce vă veți îmbrăca, vi se vor da pe deasupra. Ca să înveți dependența de Dumnezeu, în primul rând trebuie să mergi după El. Dar trebuie să te întrebi în seara aceasta, de ce mergi după Iisus? Doar pentru pâinea aceasta pământească? Doar pentru resursele materiale care să-ți asigure traiul vieții de mâine? Sau te duci după Iisus pentru că dorești ca El să-ți stâmpere foamea sufletului tău? Vreau să fie pentru tine pâinea aceea care s-a coborât din cer și care dă lumii viață. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. În al doilea rând, ca să înveți dependența de Dumnezeu, trebuie să renunți la planurile tale. Au venit ucenicii la Domnul și spune așa versetul 12, fiindcă ziua
se pleca spre seară, cei 12 s-au apropiat și i-au zis: dă drumul noroadelor să se ducă în satele și cătunele din prejur, să găzduiască și să-și caute de ale mâncării, pentru că aici suntem într-un loc pustiu. Și Domnul le-a zis: dați-le voi să mănânce. Și ucenicii au zis: Doamne, n-avem decât 5 pâini și 2 pești. Și iară fac un plan. Afară numai dacă ne voi duce noi înșine să cumpărăm merinde pentru tot norodul acesta. Când înveți dependența de Dumnezeu, trebuie să renunți la planurile tale. Trebuie să renunți la soluțiile tale. Și de cele mai multe ori facem ca ucenicii. Venim înaintea Domnului cu planurile noastre, cu soluțiile noastre și nu îl întrebăm pe Domnul: Doamne, ce să facem? Doamne, cum să rezolvăm problema asta? Și de multe ori Dumnezeu ne duce în situații imposibile în care nu mai știm, suntem total bulversați, nu mai știm să o luăm în stânga sau în dreapta. Și atunci spunem: Doamne, care e soluția? Dar, Doamne, greu ajungem acolo. Uitați-vă, a venit Domnul în Evanghelia după Luca, în capitolul 5, a găsit două corăbioare în versetul 4 și a îndepărtat-o pe una de țărm, era corăbioara lui Simon Petru, și spune: când a încetat să vorbească, a zis lui Simon: depărtează-o la adânc și aruncați-vă mrejurile pentru pescuire. Drept răspuns, Simon i-a zis: învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar la cuvântul tău voi arunca mrejile. O ținut Petru să-i spună: Doamne, toată noaptea am pescuit în zona asta și a fost degeaba, n-am prins nimic. Dar Domnul a zis: aruncă acum mreaja pentru pescuire. Și spune: după ce le-au aruncat, au prins o așa mare mulțime de pești că începeau să se rupă mrejile. Matei 21, adică Ioan 21, este același episod în care în versetul 6, sau citesc și 5, copiii, le-a zis Iisus: aveți ceva de mâncare? Și ei au zis: nu. Iisus le-a zis: aruncați mreaja în partea dreaptă a corabiei și veți găsi. Au aruncat-o dreci și nu mai puteau trage de mulțimea peștilor. Dar înainte s-au dus și toată noaptea au pescuit și n-au prins nimic. Știți ce sugerează expresiile acestea și din Luca 5 și după înviere din Ioan 21? Să pescuiești toată noaptea și să nu prinzi nimic înseamnă doar zădărnicia eforturilor umane fără Hristos. Și așa e de multe ori viața noastră. Pescuim în întunericul acestei lumi, fără să venim la lumină, care este Hristos Domnul și care are soluții pentru viața noastră. Și mă rog ca Domnul să ne ajute să renunțăm la planurile noastre. Și înainte de a veni cu planurile noastre, să venim înaintea Domnului și să spunem: Doamne, ce vrei să fac? Cum vrei să rezolv problema asta? Doamne, au venit noroadele acestea și sunt flămânde. Cum să rezolvăm problema? Și Domnul să ne ajute să renunțăm la planurile noastre. 3. Acceptă soluțiile lui Domnului. Acceptă soluțiile Domnului. Și Domnul a spus așa: n-avem decât 5 pâini și 2 pești. Și versetul 14: și erau aproape 5.000 de bărbați. Iisus a zis ucenicilor săi: puneți-i să șadă jos încete de câte 50. Așa au și făcut, i-au pus pe toți să șadă. Iisus a luat cele 5 pâini și cei 2 pești și a ridicat ochii spre cer, le-a binecuvântat, le-a frânt și le-a dat ucenicilor să împartă norodul lui. De cele mai multe ori, soluțiile Domnului vor fi soluții ilogice pentru viața noastră. Domnul i-a spus lui Ilie, când văduva din Sarepta i-a zis: am doar puțin
ulei într-un vas și puțină făină. Voi mai face o turtă pentru mine, pentru fiul meu, vom mânca și apoi vom muri. Și Ilie a zis, du-te și fă pentru mine mai întâi, căci așa vorbește Domnul, unde lemnul și făina nu se vor termina până în ziua când va da Domnul ploaie pe pământ. Ce faci? Accepți soluția lui Dumnezeu? Pare una bizară, ilogică. Dar soluțiile lui Dumnezeu, chiar dacă sfidează orice logică umană, ele sunt reale și în viața noastră. Cine ar fi zis că zidurile Erihonului vor cădea la sunet de trâmbiță și la urletele poporului? Că toți se așteptau să fie cucerit Erihonul cu sabia și n-aveau soluții. Dar soluțiile lui Dumnezeu, când vom învăța să le acceptăm, ele vor deveni realitate în viața noastră. Și patru, și vreau să închei, când înveți dependența de Dumnezeu, vei înțelege ce înseamnă binecuvântare. Domnul le-a binecuvântat și ce binecuvintează Domnul rămâne binecuvântat. Pentru că uitați ce spune cuvântul Domnului în Proverbe capitolul 10 cu versetul 22, cuvântul Domnului spune în felul următor, binecuvântarea Domnului îmbogățește și nu lasă să fie urmată de niciun necaz. Capitolul 11, versetul 11, cetatea se înalță prin binecuvântarea oamenilor fără prihană, dar este surpată de gura celor răi. Binecuvântarea Domnului îmbogățește. Și uitați-vă, Proverbe 22:4. Răsplata smereniei, a fricii de Domnul, ce este? Bogăția, slava și viața. Și nu-i bogăție mai mare decât să-L ai pe Domnul și nu-i slavă mai mare decât să fii chemat copil al lui Dumnezeu și nu-i binecuvântare mai mare decât să ai viața veșnică. Și la aceasta ne cheamă Dumnezeu. Dar pentru asta trebuie să învățăm că suntem dependenți de harul lui Dumnezeu. Suntem dependenți de ajutorul lui Dumnezeu. Suntem dependenți de Domnul în fiecare zi. Cum ajungem acolo? 1. În primul rând, mergând după Iisus. 2. Facem un pas mai departe. Renunțăm la planurile noastre. 3. Acceptăm planurile Domnului. Și 4. Gustăm din adevărata binecuvântare. Vă doresc tuturor să aveți parte cu adevărat de binecuvântarea Domnului. Amin. Amin. Domnul să-l binecuvinteze pe fratele Gabi. Surioara Sofia Cuibus va recita o poezie spre slava lui Dumnezeu, apoi sora Adriana Frim va onora numele Domnului cu o cântare, chiar dacă e după stâlp, o vedem. Obiceiul ăsta l-aveam și eu când era stâlpul acolo, l-au dărâmat frații și nu mai am unde să mă ascund. Apoi, după sora Adriana, cântăm o cântare împreună. După cântările acestea, după poezie, fratele Ilie ne va aduce cuvântul Domnului. Domnul să-l binecuvinteze. Amin. De ce ești, omule, nepăsător când ai un tată îndurător ce te-a salvat prin jertfa sa? De ce nu vrei să-i dai inima ta? De ce amăi mereu, mereu să îl slujești pe Dumnezeu? Nu știi că astăzi poți muri? Unde vei merge? Ce va fi? Dacă trăiești pentru pământ, n-ai să ajungi în cerul sus. Oricâte milostenii ai da, de ea nu vei putea scăpa. Numai primindu-L pe Iisus,
ai să ajungi în cerul sus. Grăbește-te, nu întârzia, dă-i lui Hristos inima ta. Amin. Veșmânt curat.
Iisus, eu ce ți-am dat. Amin. Haideți să binecuvântăm cu toții numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.
vă binecuvântăm pe dumneavoastră care sunteți la părtășie în seara aceasta, pe cei care ne urmăresc cu ajutorul internetului, indiferent unde sunt, Dumnezeu să-i binecuvinteze. În câteva gânduri aș vrea să am și eu din textul acesta, din care frații au vorbit, l-au expus în fața noastră așa de frumos, după cum Dumnezeu i-a călăuzit, învățături pentru noi. Sigur, întotdeauna Domnul Iisus, când a făcut semne, a făcut minuni, a dat anumite învățături, toate au avut un scop bine determinat și o țintă pe care Domnul Iisus a dorit să o atingă prin ceea ce făcea. De data aceasta, privind la contextul în care s-a întâmplat lucrarea aceasta, aș tinde să spun că înmulțirea aceasta pâinilor, în mod special, a fost pentru ucenici, pentru cei 12. Dacă ne uităm la versetul 10 care a fost citit, spune: apostolii, când s-au întors, au istorisit lui Iisus tot ce făcuseră. El i-a luat cu sine și s-a dus la o parte, lângă o cetate numită Betsaida. De ce spun lucrurile acestea? Fratele Gabi amintea puțin. Capitolul 9 din Evanghelia după Luca relatează o nouă etapă în lucrarea mesianică a Domnului nostru Iisus Hristos. O etapă a fost când și-a început lucrarea, a chemat ucenicii după sine și amintea fratele Gabi din Evanghelia după Luca de la capitolul 5 de pescuirea minunată. Și atunci Domnul Iisus Hristos și-a dovedit puterea asupra naturii și datorită faptului că, în ciuda eforturilor omenești, a științei și a experienței omului, Petru toată noaptea n-a prins nimic, a avut experiență, era pescar, cunoștea foarte bine Marea Galilei, locuia și aproape de Marea Galilei, era un loc familiar, locul acesta, și se îndelnicea cu aceasta. Dar Domnul Iisus Hristos, când nu era timpul de pescuit, când ei au abandonat, s-au resemnat și au lăsat totul, le-a spus: dați corabia în larg și aruncați mreaja. Petru a spus: Doamne, toată noaptea am încercat să facem ceva, ne-am trudit, n-am putut face nimic, dar la cuvântul tău. Vreau să revin cu o precizare. Atunci când Petru a zis lucrul acesta: învățătorule, e foarte importantă afirmația aceasta, învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar la cuvântul tău voi face lucrul acesta. A aruncat mreaja, s-a prins acea mulțime de pești, deși erau atâți, mrejile nu s-au rupt, s-așteptau la lucrul acesta și Petru, când a văzut lucrul acesta, a capitulat din sinea lui, din eul lui, a căzut la picioarele Domnului Iisus Hristos, a recunoscut dumnezeirea lui și a spus: Doamne! Și a văzut nevrednicia lui exprimându-se: pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Și Domnul Iisus Hristos i-a spus: nu te teme, că vei fi pescar de oameni. Ei, atunci a fost momentul decisiv în care ei au lăsat totul și au mers după Domnul Iisus Hristos. L-au urmat, au fost în școala lui o perioadă de timp în care i-au ascultat învățăturile, în care l-au văzut făcând semne și minuni și a urmat o nouă etapă când Domnul Iisus Hristos i-a trimis pe ei înșiși, pe cei 12, să meargă, să propovăduiască Evanghelia, să vindece pe cei bolnavi și să îi libereze pe demonizați. Aici îi obligă, le dă câteva învățături: să nu luați traistă, să nu luați pungă, să nu mergeți în cutare loc. Toate lucrurile acestea arătau ceea ce spunea Gabi, dependența de Domnul Iisus Hristos. De data aceasta îi vedem pe ucenici întorcându-se la Domnul Iisus
și le-au istorisit tot ce au făcut. Adică s-au dus, au propovăduit Evanghelia, oamenii i-au ascultat, au eliberat demonizații și lucrările pe care ei le-au făcut. Apare un test în credința lor când trebuia să dea mulțimii de mâncare. Și semnele întotdeauna au scopul de a ne arăta. Și aici Domnul Iisus Hristos a vrut să arate încă o dată ucenicilor cine este El. Când ei n-au avut posibilitate, n-au putut să înmulțească pâinile, să dea oamenilor să mănânce, căci erau atâția oameni, ei au căutat soluțiile omenești despre care vorbeau și Domnul Iisus Hristos și-a arătat slava și puterea. Dacă ne uităm în Evanghelia după Ioan, acolo a făcut minunea aceasta cu mulțirea pâinilor pentru mulțimi. Oamenii aceia, când au văzut ce a făcut Domnul Iisus Hristos, s-au dus să-L facă împărat. Ei, de data aceasta, ucenicii văd lucrul acesta, credința lor se întărește în Domnul Iisus Hristos. Au avut nevoie de aceasta. Și știți de ce fac afirmațiile acestea? Pentru că am luat textul pe contextul lui în capitolul acesta și Luca afirmă foarte frumos lucrurile acestea. Uitați-vă la pasajul următor. După această minune, Domnul Iisus îi întreabă pe ucenici: cine zic oamenii că sunt eu? Și au dat următorul răspuns. Unii zic că ești Ioan Botezător, alții zic că ești Ilie, alții că a înviat un proroc din cei din vechime, și Domnul Iisus se oprește și se uită la ei și întreabă: dar voi? Voi cine ziceți că sunt? Și atunci Petru spune că tu ești Hristosul lui Dumnezeu. I-a răspuns Petru. Ei, Domnul Iisus a făcut în mod special lucrurile acestea ca să arate ucenicilor cine este El. Pentru ca credința lor să se întărească în Domnul Iisus Hristos, să aibă posibilitatea să-L urmeze, să-L cunoască. Un alt lucru foarte important, întotdeauna Dumnezeu se descopere pe sine prin ceea ce face. Și ucenicii aveau nevoie de lucrul acesta ca să aibă o cunoștință despre El corectă, clară. Pentru că oamenii nu știau ce să creadă. Mergem puțin mai departe pe textul acesta ca să argumentăm lucrurile acestea. Dacă întoarcem pagina la capitolul 9, tot din Evanghelia după Luca, vedem aici că Domnul Iisus face o strigare. Dacă vrea cineva să mă urmeze, să vină după mine, e important ca omul acela să cunoască, să știe de ce îl urmează pe Domnul Iisus, pentru că va avea nevoie să se lepede de sine, de voința lui, de eul lui, de mândria lui, de personalitatea lui și toate aceste lucruri să le pună sub voia lui Dumnezeu. Și niciodată nu voi putea face lucrul acesta sau nu-l vei putea face dacă nu voi avea o imagine clară a cine este El, a ceea ce face El și scopul Lui. Pentru că uitați-vă puțin mai departe pe textul acesta. Urmează un alt eveniment și Luca, nu la voia întâmplării, le pune în ordine aceasta cronologică. Urmează momentul de pe muntele Schimbării la față și sunt cei trei ucenici apropiați de Domnul Iisus, și Petru, și Iacov, și Ioan. Petru a făcut mărturisirea cine este Hristosul și acolo ei îl văd pe Domnul Iisus schimbat la față, îl văd în slavă, îl văd pe acei doi bărbați stând de vorbă cu El despre
Și aici este dată tema discuțiilor pe care o avea Domnul Iisus cu Moise și cu Ilie despre lucrurile care aveau să îi se întâmple în Ierusalim. Și pentru confirmarea a ceea ce ei au spus, aud mărturia Tatălui. Acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea. De El să ascultați. Ei, dragii mei, dacă ai o înțelegere corectă, dacă ai o imagine clară despre Domnul Iisus Hristos, poți să-L urmezi. Ai tăria. Ai o linie, o traiectorie pe care trebuie să mergi, indiferent ce se întâmplă. Haideți să luăm cealaltă înmulțire a pâinilor din Evanghelia după Ioan de la capitolul 6, unde fratele Gabi făcea referire. Domnul Iisus Hristos înmulțește pâinile cu un scop și atunci. Și pe urmă ține o predică. E predica cea mai contestată, dar e predica care arată scopul și misiunea Domnului Iisus Hristos în lume. E vorba de pâinea care s-a coborât din cer ca să dea lumii viață. Acolo erau oamenii care au mers să-L urmărească, erau oamenii trimiși de Domnul Iisus Hristos. Și revin din nou la Luca, la capitolul 10, de data aceasta, sau chiar la sfârșitul capitolului 9 și capitolul 10, aici arată o nouă trimitere. Domnul Iisus mai ia 70 de ucenici, îi echipează, le dă aceleași învățături și trimite să propovăduiască Evanghelia. Se duc oamenii aceștia, propovăduiesc Evanghelia, se întorc înapoi plini de bucurie, entuziasmați de ceea ce au realizat. Domnul Iisus Hristos se umple de Duhul Sfânt, se bucură, laudă pe Dumnezeu Tatăl că a găsit cu cale să facă lucrurile acestea. Dar revenind la Evanghelia după Ioan, la capitolul 6, când Domnul Iisus vorbește că El este pâinea care s-a coborât din cer să dea lumii viață și cine mănâncă din pâinea aceasta nu va muri în veac. Cine mănâncă din pâinea aceasta, adică mănâncă trupul lui și bea sângele lui, are viața și el îi va învia în ziua de apoi. Cine nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu, nu are viața, spunea Domnul Iisus Hristos. Și el nu-l va învia în ziua de apoi. Și din cei 70, au spus în felul următor, vorbirea aceasta e prea de tot. Cine poate să o sufere? De ce au spus lucrul acesta? Au fost cei care au fost aleși de Domnul Iisus, cei care au fost trimiși, împuterniciți ca să vestească Evanghelia. Nu l-au cunoscut de plin și n-au găsit la el ce trebuia să găsească. Uitați-vă la pasajul următor, când după predica aceea cu mulțirea pâinilor și cu pâinea care s-a coborât din cer, o mare mulțime de ucenici îl abandonează. Se duc și își văd de treaba lor, că asta e prea de tot. Domnul Iisus Hristos se întoarce, se uită la cei care au rămas și întreabă: voi, de ce mai stați? Nu vă duceți? Nu. De ce? Care a fost argumentul lor? La tine am găsit cuvintele vieții veșnice. De ce e important să avem o înțelegere clară și corectă? Domnul Iisus Hristos a vrut ca ucenicii să aibă această înțelegere clară și semnele care le-au făcut niciodată nu le-a făcut la voia întâmplării. Întotdeauna au avut un scop bine determinat.
Pentru ca ucenicii să-și pună încrederea în El, să-L cunoască, pentru că vine vremea să-L urmeze și dacă nu-L cunoști, dacă nu știi despre El, nu-L poți urma. Ceilalți L-au părăsit la o învățătură, la o predică, au zis e prea de tot, că n-au înțeles-o. Alții când au dat de greu L-au abandonat, dar cei care au avut o înțelegere corectă au mers până la capăt. Au fost în stare să facă orice, să-și dea viața pentru El, pentru că au știut că El este Hristosul, El este Fiul lui Dumnezeu și El este acela care poartă de grijă. El este acela care poate să-ți înmulțească puținul și întotdeauna primește bine. Ce frumos arată textul acesta. Iisus i-a primit bine pe cei care n-au avut nimica. N-au avut nici ce mânca. Gândiți-vă dumneavoastră ce stare aveau oamenii aceia. Nu erau bogații lui Israel care îl urmau pe Domnul Iisus, că aceia aveau ce le trebuia. Erau oamenii necăjiți, oamenii săraci, oamenii care n-aveau ce să mănânce, n-au avut ce să-și pună în traistă, dar au mers să se întâlnească cu Domnul Iisus Hristos. Și Iisus Hristos i-a primit bine, slăvit să-i fie numele. Iisus Hristos s-a îndurat de ei, le-a vorbit despre împărăția lui Dumnezeu și a vindecat pe cei bolnavi. Aceasta a fost misiunea lui și și-a dus-o cu brio la îndeplinire, slăvit să-i fie numele, și a fost o mare bucurie. Dragii mei, vă îndemn în seara aceasta, indiferent cine sunteți, veniți la El. El este acela care vă primește bine. Chiar dacă n-ai nimic, ai o inimă zdrobită, un duh mâhnit, vino în seara aceasta la El. Încrede-te în El și urmează-L și vei fi binecuvântat. Amin. Domnul să-L binecuvinteze pe fratele Ilie. Urmează să mulțumim Domnului pentru tot ceea ce ne-a dăruit în după masa aceasta și chiar vă rog să vă ridicați împreună cu toții. Intrăm în această rugăciune de mulțumire, iar când biserica încetează, prin fratele Tuțu Pripon, continuăm mulțumirea și în același timp ne va încredința în brațul Domnului pentru săptămâna care ne stă înainte. Să mulțumim Domnului cu toți!
Doamne, Tată al oștirilor, venim să-ți mulțumim în mod deosebit, Doamne Dumnezeule Sfânt, de părtășia care am avut-o în această dupămasă. Îți mulțumesc în mod deosebit, Doamne, de cuvântul Tău dădător de viață, care a fost rostit, Doamne Dumnezeule, în auzul urechilor noastre. Îți mulțumesc în mod deosebit, Doamne, Tată al oștirilor, pentru frații pe care i-ai folosit în această lucrare, în vestirea cuvântului Tău dădător de viață. Îți mulțumesc, Doamne, pentru toată adunarea care a ascultat cuvântul Tău. Doamne Dumnezeule viu și adevărat, te rog în mod deosebit, Doamne Dumnezeule, pune la inima noastră cuvintele acestea și ajută-ne, Doamne, să fim împlinitori ai cuvântului Tău și nu numai să auzim, ci să și împlinim voia Ta și sufletul nostru să te poată lăuda și binecuvânta. Cred din toată inima că ai luat aminte, Doamne, la rugăciunea care s-a făcut pentru cauze. Cred că ai ascultat și ai luat aminte la cauzele care s-au dus înaintea Ta. De aceea te rog din inimă, Doamne Dumnezeule Sfânt, înviorează, îmbărbătează, ridică, vindecă, dă putere în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Și noi îți mulțumim și te binecuvântăm pe Tine pentru toată dragostea ce ne-o porți. Doamne, înainte de a ne despărți din locul acesta, te rog în mod deosebit să binecuvintezi adunarea din Albinii. Te rog să binecuvintezi poporul Tău răscumpărat din orașul Cluj, din România, din țara, din lumea întreagă. Doamne Dumnezeule, pune un duh de unitate în poporul Tău, Doamne Dumnezeule, și ajută-ne să fim o inimă, un gând și un cuget. Glorie Ție și numelui Tău mare! Mai am o rugăminte, Doamne Dumnezeule, ai în vedere țara noastră România. Te rog, Doamne Dumnezeule, veghează asupra hotarelor țării, veghează asupra lucrurilor care se petrec în țară și dă putere poporului Tău, Doamne, să ridice mâini curate spre ceruri. Aleluia, glorie Ție, Dumnezeule viu! Te rog din inimă, Doamne, ai în vedere și cauza care se petrece în vremurile acestea în Israel. Uită-te cu milă și îndurare! Ai copii ai Tăi acolo, Doamne Dumnezeule Sfânt! Te rugăm din inimă, fii Tu biruitor în viața lor! Fii Tu ocrotitorul lor, Doamne Dumnezeule! Păzește-i în numele Domnului Iisus Hristos! Și noi pentru toate îți mulțumim, te slăvim și te binecuvântăm. Te rugăm, Doamne, pentru săptămâna viitoare. Fii Tu pavăza noastră, ocrotirea noastră, pentru că noi nu știm ziua de mâine cu ce vine, dar ne încredințăm în brațele Tale de Tată și Te rugăm, rămâi cu noi, iar nouă ajută-ne să rămânem cu Tine și în Tine câte vreme ne mai dai de trăit pe acest pământ și odată în veșnicie. Fii binecuvântat în veci, Tată, Iisuse și Duhule Sfinte, de acum și până în veci. Amin. Vă rog să vă reașezați. Mulțumesc Domnului pentru seara aceasta. Mulțumesc tuturor fraților implicați, frații de la stație, frații cu ordinea. Mulțumesc echipei de cântare. Domnul să vă binecuvinteze. Mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în slujire. Fie mâna Domnului peste dumneavoastră, mulțumesc fraților care au slujit la altar, haideți din toată inima să rostim încă o dată o binecuvântare și să spunem Domnul să răsplătească tuturor. Amin. Mulțumesc pentru aminul acesta. Dacă va fi cu voia Domnului, marți seara, va fi seară de rugăciune, vor fi frați oaspeți, noi de multe ori spunem musafiri. Dar mai bine e să spunem mai corect, să spunem că sunt frați oaspeți, frați ai noștri. Musafirii sunt cei care vin și pleacă. Oaspeții sunt aceia care te cunosc și te înțeleg, sunt aceiași care uneori au împletit cu tine momentele acelea ale bucuriei și ale tristeții. Familia Istrate va fi cu noi marți seara, Domnul să îi binecuvinteze, să-i ajute, să fie la părtășie și de asemenea să fiți cât mai mulți, că la rugăciune este seara părtășiei și a întâlnirii cu Domnul în mod special. Să ne rugăm în continuare pentru pacea din lume și pentru
tot ceea ce vedem sub ochii noștri că se întâmplă în Israel. Știți ce vă rog? Mai afișați odată Psalmul 122, versetul 6, să fie un subiect de meditație pentru săptămâna aceasta și un îndemn, o provocare, spune: rugați-vă pentru pacea Ierusalimului, cei ce te iubesc să se bucure de odihnă, Domnul să dea pace și Domnul să dea biruință și numele Domnului să fie cunoscut pe întreg pământul. Apoi, pentru cei care sunteți aici și n-ați încheiat legământul cu Domnul în apa botezului, tot anunțăm și vom anunța. Cereri de botez sunt, vă stăm la dispoziție, Domnul vă așteaptă, încercați să faceți pasul acesta în care să vă așezați pe brațele Domnului și să călătorim împreună spre împărăția lui Dumnezeu. Acum ne binecuvântăm unii pe alții și rostind binecuvântarea în dreptul altora, să ne binecuvinteze Domnul pe toți. O săptămână binecuvântată și fie Domnul cu noi. Amin.